CSM Suceava a încheiat turul sezonului regulat al diviziei a 2-a volei masculin cu o victorie după ce s-a impus cu scorul de 3-0 în meciul disputat sâmbătă în sala Unirea în fața celor de la CSU Știința București. Voleibaliștii suceveni au încheiat cele 3 seturi la scorurile de 25-21, 25-23 și 25-20. A fost un meci de luptă, un meci dinamic, cred eu, plăcut ochiului pentru cei prezenți în tribune. Oaspeții au făcut un meci de urmărire, dar noi am fost mai lucizi pe finalurile de set. Nu cred că s-a pus vreun moment problema învingătoarei. Mă bucur că au dat satisfacție jucătorii mai tineri pe care îi avem în lot, Lupuleasa, Andone, Tănase sau Amariei, a declarat antrenorul Victor Pancu. Cu 4 victorii și 2 înfrângeri în tur, CSM Suceava va mai disputa 2 jocuri oficiale până la finalul acestui an, sâmbăta viitoare în sala Unirea, contra celor de la Rapid și pe data de 13 decembrie, în deplasare la Tomis 2 Constanța.